Viteza excesivă este cel mai frecvent motiv al accidentelor rutiere grave. În 8 luni, 65 de oameni au murit din cauza irresponsabilității conducătorilor auto. În context, Oamenii Legii au lansat campania de sensibilizare Redu Viteza, grăbește-te încet. Angajații Inspectoratului Național pentru Securitate Publică au ieșit vineri pe drumurile naționale pentru a prinde vitezomanii. Ați depășit regimul de viteză în localitate. Eram ieșit din localitate. Cât aveam viteză? Vă prezentăm. Proba, avem probă. Ce viteză avea? Aveau viteză de 80 km la oră în localitate. Majoritatea șoferilor trași pe dreapta s-au dovedit curajoși doar când apăsau pedala de accelerație. Unde vă grăbiți? E prima oară când încălcați? Ați vă spui, eu mulțumesc, domnul. Cum cu ce ați depășit limita de viteză? Totuși, unii și-au recunoscut greșeala. Vreau să întâmplă așa ceva. Simplu, azi chiar mă grăbesc. O să vă mai grăbiți ulterior sau o să încercați să respectați totuși regimul? Eu mereu mă stăruiesc să respect regulile circulației, dar așa s-a întâmplat de vreme. Potrivit poliției, în acest an s-au produs peste 1500 de accidente rutiere, dintre care 599, adică 45%, au avut loc din cauza vitezei excesive. Oamenii legii spun că în majoritatea cazurilor tinerii încalcă regulamentul de circulație. În mare parte sunt tineri. Tineri sunt mai aprinși, sunt mai grăbiți, având în vedere de tempoul cu care activăm noi în fiecare zi. Dacă să vorbim în fie femei sau bărbați, totuși mai mulți sunt bărbați, dar nu este atât de obiectiv această statistică, având în vedere că noi avem mai mulți conducători auto de gen masculin. Campania Redu Viteza, grăbește-te încet, va dura până în 30 septembrie.